Teatrul Național Radiofonic prezintă Mircea Eliade, Jurnalul unei opere. Jurnal de suferințe și împliniri. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Gavril Pinte. Fac parte din generația cea mai norocoasă pe care a cunoscut-o până acum istoria României. Când am început noi să scriem, prin 1925, niciun ideal național nu ne solicita în imediat. Am fost cei dintre români care puteam face și altceva decât istorie națională, filologie românească și profetism cultural, fără să avem sentimentul că trădăm cauza neamului. Sentimentul că trădăm cauza neamului. L-am întâlnit pe Eliade pentru prima dată prin 1932 în București. La vremea aceea el era idolul noii generații, formulă magică pe care noi o invocam cu mândrie. Emil Cioran. Pietrele pot purta în ele mesaje ascunse. Totul e să le afli tainele, să poți citi aceste mesaje. O producție a Teatrului Național Radiofonic, martie 2017.